Salut! Ce faci? Ai luat banane, până la urmă? Am luat. Mere? Da. Roșii? Nu, verzi. Bine, așa faci de fiecare dată, pe cuvântul meu. Știi că îmi place cea, e fix opusul. Parcă în ciudă îmi faci. Ai chef de ceartă. N-am chef de ceartă, am chef să mânc mere roșii. E voie? Auzi, dacă ai chef de ceartă, du-te, te rog, în altă parte, că nu am nervi de așa ceva. Dar unde? Să mă zi-mi tu unde să mă duc? La psiholog să mă duc. Și ce să fac la psiholog? Că l-am ascultă, la acolo mă pot certa. Nu știi treaba, nu mă ajut, măcar mi-ai dat un sfat util. Nu? Povestești, numai să povestești, să te afli în treabă. Altceva? Ce altceva? Dacă mai dorești și altceva. Adică o ruletă nu-i de ajuns, nu? Adică ar trebui să cumpără betoniere dacă tu te-ai venit aici, să nu mă deranjezi numai cu ruletă, nu? Unde am ajuns? Haideți, vă rog frumos, să ne calmăm, da? Că nu e cazul. Și așa sătul de a te-a certuri toată ziua. Da? Dar cu cine v-ați mai certat? Cu meșteri. Îmi renovez și eu acasă și îi plin de meșteri acolo și îi plin și aici. Așa că haideți, vă rog frumos, să nu mai... Asta rămâne. Da. Ne renovăm. Ce? Baia, pe care tu ai vrut să o schimbi cu design nou. Dar ce te-a apucat? Când ți-am zis eu nici n-ai vrut să auzi. Da, dar acum cred că e momentul potrivit. Bine. Sigur, nu vrei să te ceri cu meșterii? Nu. Te auzi, nu te îmbraci. De ce? E ora 9, imediat vine meșterul. Stai tu liniște că nu vine nimeni. Cine-i? Bună ziua! Bună ziua! Haideți! Sărămâna! Dragostan! Mircea! Să spui cu ce vă servesc? O băută, o bere, un vin, o țigară, vodka? Mulțumesc! Sunteți foarte amabil! Unde e lucrarea? Aici, e o baie. Haideți să vă arăt! O clipă! Haideți! Deci cam asta ar fi lucrarea. Grese Franță dată jos, pus alta și, ce să zic, să-mi spuneți cât timp durează, cât timp îmi promiteți, că așa la povești sunteți bun, dar la execuție... 2 zile. Azi dăm gresia jos, mâine o punem pe aia nouă. Deci mâine ar fi gata? Da. Și dacă nu e gata? E gata. Și dacă e făcută la de mântuială? N-are cum. Lucrez cu Geoflex, ăla nu dă greș. Deci, practic, de 3 numai o să mai rup spatele să aduc materiale și rest e gata, nu? Nu. Materialele le aduc eu. Adeziv și amorse de la Atlas. Și vă pot recomanda pentru gresie niște magazine, dar vă aduc tot eu. Și prețul? 100 de lei manopera pe metru pătrat. Cât? 100 de lei. Dar de unde scoateți prețul astea? 100? De cum? Astea sunt prețuri pentru oameni care vor lucrări de calitate. Doriți calitate, nu? Da, vreau calitate. Dar primul vreau să nu fiu fraierit, da? Că se înțelege, nu sunt fraierul. Nu sunt fraierul vostru, da? Perfect. Nici eu nu vreau să vă fraieresc. Așa? Bun. Bun. Da. Bun. Bun. Atunci revin. Sigur. Văd că vă înțelegeți. Stai tu liniștită, că arăt eu lui. Dacă se poate să nu mi-o spargeți, bine? Stați liniștit. Așa se face. Da. Da. Fix. Nu e un fel de fix. Fix. E destul de fix, da. Domnul Mircea. Spuneți. Am estimat timpul greșit. Am înțeles. Dar eu ce ți-am zis? Ce ți-am zis eu fix ieri când ai venit? Ți-am zis că nu ai cum. Ți-am zis? Stancai un pic. Hai să auzi o fază. Da. Oh, domnul meșter, vă rog. Îmi pare rău. Am zis că termin la 9 și am terminat la 6. Sper că nu v-am încurcat mult. Chiar deloc. E că e gata baia? E gata. Tot ok? Da. Ce e aia? Un mic cadou din partea mea. De fapt, 2. Pentru domnul Mircea un laser și pentru dumneavoastră un blender. Ambele noi nouțe luate din punctele mele meseriada. Vai, cât de drăguț! Mulțumim! Cu plăcere. Ați fost niște oameni de treabă și am avut o colaborare bună. Domnul Mircea, sunteți chiar un om fain. Fain ești tu, mai ești afară, mă. Cum? Du-te, mă, la mișto, mă, el mă afară, mă! Du-te, mă, lasă-mă! Ieși, mă, afară, mă! Te-ai râs tu, Duluve, ce păsăți fix pe ăsta, care e cel mai profesionist, îl prind eu, dar eu sunt fraier! Lasă-mă în pace! Alo, Radu? Bă, vezi de meșterul ăla care ți-o strica baia? Dă-mi, te rog, numărul lui! Tă de profesioniști în merit! Nu mai râde, te rog frumos, că mă enervezi!